aici, iarăși, în spaul minții, în locul în care te culturalizezi și deși toată lumea zice, nu mai avem nevoie de cultură, Doruțul de la Petroșan vă spune, aveți minte, use it, folosiți-o. Clujul este un oraș în care culturalitatea plutește ca și peturile pe Someș. Nu vă feriți, veniți, faceți-vă cultural, nu mai fiți așa, mă, da, țica, țica, da, da. Dacă nu vă regăsiți, am găsit o carte de la maestru Dan Purici, care e o carte, uitați-vă ce pulover frumos, Helamcă, de la H&K, cred că e luată cu Fermoal. Și acum, într-o ureche, ca și cum era tovarășul Ceaușescu, că-s vărsători amândoi, deci cartea îi zice Dan Pureci, care este, cum ar zice, Vanglerie, dar noi suntem cine suntem. Deci când aveți probleme de bipolar disorder, de luată razna pe arătură, luați cartea și practic boletinul de identitate, care eu pot să vi-l procur cu numai 700 de euro pentru toate etniile și localitățile. Noi continuăm astăzi, cum spuneam, prin periclul nostru, prin locurile de cultură. Și am avut aici pe domnul care ne-a cântat Paganini, da? Paganini, a cântat Paganini. Deci care este deosebirea făcută de Doruțul la minte, la plăcerea lui Doruțul? Deci care este deosebirea între Paganini și o femeie? Deci după părerea la Doruțul, Paganini are numai 24 de capricii. Pe când o femeie poate să aibă 2.444.000 de capricii care Doruțul dorește să le satisfacă. Noi am venit aici, în acest templu al culturii, în acest mall cultural, cum se spune, ca să admirăm o expoziție a mâinilor de la scriitori în literatură. Vreau să-mi priviți mâinile mele. Mâna asta face 15.000 de euro și asta face 15.000 de dolari. Asta e ușor mai... Da. O să mi se facă și o expoziție și mie. Vă rog frumos, aș zice să stați la masă, dar n-am pregătit nimic pentru că cultura... Dragii mei, Doruțul spune, cultura ține loc și de foame, să mă rog mai pe internet. Și vă rog frumos să veniți să pardon la masă aici. Deci este foarte mult scriitor. Uitați-l pe domnul. Deci din poza asta ne dăm seama că poza a fost făcută la 35. Din poza la 35. Se pregătea să meargă undeva la o nuntă, vedeți costumul tipic negru. Aici ce mai putem să vedem este vorba de domnul Jean, și care își folosește mâna într-un scop scriitoricesc și foarte bun. Aici ce mai avem? Niște mâini care țin ba pic sub ba. Aici domnul pare că este un verișor mai îndepărtat de al lui Doruțul, da? Nu știu dacă iau turcesc 100%. Aici vă prezentăm ultimul tip de încălzire bizonică, da? Și scriitorii are mașini. Da. Mergem puțin mai departe și vedem aici, era frig și era, cum zice, în Le Petit Prince, avec les mains dans les poches. Asta încerc să le explic și eu cu naționalilor mei și al noștri că mergem în Franța, les mains dans les poches. Mergem mai departe în frumosul nostru periclu. Cum ziceam, clutura. Faceți clutură, nu de umplutură. Aici avem iarăși două mâini. Domnul făcea un joc, aștepta meniul și făcea un joc de ăla de dai cu pixul între degete și unești niște cumpulețe. Ceea ce vreau eu să vă mai pun aici la suflet. Vorbim foarte culturalicește și să încerc să stau așa ca domnul Patapleșu. Așa, cu privire interesantă, mai trebuia să avem niște mâini de scriitori contemporani. De exemplu, trebuia să avem pe Mircea Căldărescu. Dar, din păcate, lui s-a luat apa, că stă în Crângaș, în București, a zis că el n-apare în poze cu mâinile, deci mutare. Trebuia să-l mai avem și pe domnul Liceanu. Dar domnul Liceanu era cu mâinile în gătea. Domnul Liceanu e mare bucătar, făcea un aluat. Și în ultimul rând trebuia să mai avem pe scriitorul de sorginte mondială, Corneliu Vadim Tudor, a? Dar el n-a putut să-i se face poză la mână, deoarece tot timpul ba era cu mâna așa, ba era cu mâna așa, ba era cu mâna așa, ba arăta ceva presei. Însă eu vă spun un mic catren din Vadim Tudor, ca să vă ziceți că nu sunt clutural. Deci Vadim Tudor zice așa. E o poezie lungă. Vai, și când vom scăpa de asta,
de țăranul român ce-și bate soția. A fost Doru, 5 minute de cultură, de la Petroșan la Cluj am rupt 3 perechi de blugi, dar nu-mi pare rău de fel că am ajuns un culturel. Câștigătorii concursului Digiland Design au realizat o mănușă care traduce limbajul prin semne într-unul pe înțelesul tuturor. Să invităm în platou pe Ionuț Fărcaș și Radu Florea! Bine ați venit, dragilor! Bine v-am găsit! Mănușa Tamara cu tot! Bine v-am găsit! Cum? L-ați botezat-o încă așa, e? Ba nu, are un nume. Da? Cum e? Slang. De la slang? Da, slang. Slang. De la sign language and sign language assistance and navigation glove. Adică pe ungurește Ezo Kezed. No, în fine. Da. Hai să spunem ce face mănușa asta, pentru că asta e esențial. Bun, scopul inițial a fost să facem o mănușă care să interpreteze limbajul semnelor. Da. Bun. Deci pe cine ajută mănușa asta? Evident, surdomuții să traducă limbajul semnelor. Așa. Am decis în unele situații, pentru unele litere, să mai simplificăm puțin din limbaj, pentru că nu. Da. Deci, ori era ceva voi ce nu se putea. Să adaptați limbajul semnelor pe care ei le fac. Da. Aproximativ, pentru da, că nu e mai greu. Am vrut în să interpretăm litere, mai mult. Care apar pe un ecran. Da, am vrut să interpretăm mai mult alfabetul. Chiar numai da. Să reproducem cât de cât alfabetul. Așa, și apoi mai partea de navigation, care poate fi folosită mănușa, de exemplu, să se controleze mouse-ul de la calculator. Am avut la concurs și un hovercraft, care îl controlam din mănușă, tot wireless. Și tot felul de alte aplicații. Asta e wireless, da, să înțeleg, nu? Da, e wireless. Dacă bine mi-arată ceasul, astăzi nu e marți să fie aici colegul nostru Leon. E o zi de miercuri, dar trebuia să-mi dau seama, să nu fiu eu prostul satului că nu poate fi Leon. Pentru că la Leon, dacă nu-i orez, dacă nu salge, dacă nu-i kimchi, nu-i rețetă. Noi avem aici crudități, fructe, legume, și nu o să fac nimic. Eu mănânc un mărpan. De asta s-a așa sănătos. Mulțumesc, mi-am luat loc la morminți în mănășturi. Invitatul nostru din acest moment se numește Robert Vlaicu și pe el ar fi invidios chiar și marele sculptor Auguste Rodin. Să-l aplaudăm pe Robert! Sănătate multe. Văd că ai venit cu domnul Florin. Florin, care este? Angajatul meu, care mă ajută la sculptura în pepen. Sculptura în pepen. Asta în timp ce eu o să fac niște animăluțe. Animăluțe? Animăluțe. Altele? Nu-i plin platou, mă. Măi, Robert. Acum, așa, hai aici. Pe această cale, apostul de mai era lubeniță, noi n-aveam. În fine... cu ce o să încep? Ce o să ne... Spune, eu... O să fac un fel de... Ornament? Sau? Ornament din vânătă, o să fac un pinguin. Și după aia pregătiți dansul pinguinului, da? Da. Bun. Așa, în timp ce colegul meu... Tu o să faci sigla Tonic Show. Sigla Tonic Show, vă dați seama, într-un pepene. Minune! Sigla Tonic Show a fost descoperită într-o lebeniță. Minune! Pelerinaj la Tonic Show! Please! Să vedem. Să iau și eu seama că vorba... Eu nu știu, dragul meu Robert, eu nu știu găti vânătă, dar măcar pot eu ornamentez. Până aici e o focă. Super. Până aici e super. Bun. De aici. De aici. Tăiem vertical. De tot. Bun. De tot. I-am făcut pantaloni scurți. Pantaloni scurți. După care... După care... Tăiem un pic de morcov. Morcov? Morcov. Asta pentru...
Exact, pentru... Tudor de la Bas, hai te rog un pic, avem nevoie de model la nas. Tudor. Dacă nu stediu măcar. O să facem din... Da, hai, aplauze pentru Tudor. Nasul său a fost folosit și la barajul Vidraru, la turbine. Mulțumim, ai fost de mare folos. Da. Mai încearcă și cu basul. Bravo, Tudor. Trebuie să vă spunem că ornamentele astea nu le facem de dragul Eli, ci le facem pentru a le expune unde, Robert? Unde? La nunț, botezuri, în afară de mormântări, orice eveniment. Da, ar merge și la mormântări, câte o vânătă. Cum o zis țiganul cu... Asta îi place lui Marius când i-a murit taică. S-a zis la popă, zice, domn părinte, zice, lasă-mă să zic și eu câteva cuvinte. Zice, spuneți. Zice, fraților, ăsta e tata. Băutura l-a dat gata. Și o vânătă. Și acum ce îi facem? Aici îi facem locul ca să intre nasul. Să intre nasul. Că ăla are destul de mare. Spre deosebire de Tudor, care trebuie să-i facă loc ca să intre. Tu ce faci aici mare? Tonic Show. Tu să nu vorbești, că n-ai microfon, gata. Atâta urlă Brigita asta, a fost crescută de Fraulein. Bun. După care... Dar văd că ai o grămadă de chestii cu astea, ce faci? De nervi, te mai scarpi. Exact, exact. Mai... Aici îi facem... Tu ești de meserie sculptor? De meserie sunt barman. Barman. Și ai spart suficiente. Și în timp ce făceam garnișuri așa la cocktailuri și la nu știu ce, ce am zis că... Ia să fac un pinguin, un happy fit. Un... Exact. Fii atent, domnule, cum prinde viață. Mai tare ca la aia în vitro. Deci el fertilizează în vânătă. Și acum ce faci? Te scobești în dinți, nu? Exact. De ce avem nevoie de astea? Avem nevoie de asta ca să... Să fixăm. Să fixăm. Ca la gimnastic. Să-i arătăm. Să-i arătăm care și mâini. Da, păi. Pinguin fără mâini, cine o mai face? Și șarpe fără picioare. Bun. Ei facem o... fel de loc aici. Extra. Dar după ce le ornezi, după ce le expui, după ce lumea își face poze de Facebook cu ele. Exact. Să poți pe și Facebook. În general, da. În general, da. Bine, nu legumele, vinetele. Ai pățit la nunt să-ți mânce ornamentele înainte. Am pățit, o să vă arate băiatul. Când va termina băiatul, o să vă arăt și ce am pățit. Extra. Am lucrat undeva la 4 ore pe o lebeniță. 4 ore. Dar ce ați... Cina cea de taină, ce-ați făcut o lebeniță? Nu vă ieșa Iuda? Am desenat ceva acolo. Poză și direct trimisă spre Oradea, hai. Am desenat ceva acolo, după care așteptam, bineînțeles, să vină Mirei. Masa era aranjată, frumos. Să se pozeze cu lebenița, că oricum se pozează cu toate legumele familiei. Am cu popa să pozează, cu așa mai departe, am și cu o lebeniță să fie. Și pe când era unul cânta la nai. După care ochii, ochii facem să iasă frumos, îi punem ochii de păpușă. Ochi de păpușă, fii atent, zici că ochi, am găsit una petroleu în timp ce vineam în coace și i-am luat ochii. Așa. Deci nu le merge chiar bine, încă merg cu troleu. Da, da, da. Ce ați mai pățit la nunți în afară de asta? Ați furat mireasa și ați dat o vânătă? Ați... De exemplu, noi de obicei când facem ornamentele, majoritatea invitaților vin și ne cer la sfârșit tot este să le duc acasă, să le pună vitrină. După că vă dați seama că doar legumele se strică. Ce pute? Ce pute în casă? Asta era... Zice, te-ai spălat pe picioare, m-am spart, ți-ai schimbat ciorapii, am schimbat ornamentul. Asta, exact, și-a venit jurul pe divorțez. Asta e ca și pe vremea noastră, când eram eu, cel puțin mai tânăr. Lasă-mă, că și eu, văd, ești căsătorit. Am 31 de ani. Și eu. Așa, Doamne, nu, ajută. Nu, e o scuză. Așa. Și tu îi faci și duceam ouăle de Paști, știi? Cele mai faine le puneam în vitrină. Da. No, cam așa se întâmplă și cu... Unul când... Fiți atenți! Happy Feet 3 la Tonic Show! Este ca frică aici, în platou. Mia, pornește ventilizarea. Foarte frumos. Aici. Bun. Am din... din lămâia asta am să încerc să fac un șorec. Numai de ăștia n-am avut în platou. Un șorec dintr-o lămâie. Exact. Eu sunt curios. Deci ești mai tare decât Cristi Gog la România au talente. Da, am fost la diferite evenimente și cu el, că eu mai duc și cu barul mobil cu cocktailul la nunți și l-am prins la anumite evenimente. La nunți, bineînțeles, și el. Și nici tu nu te-ai prins de trucuri, nici.
Sincer, nu. Nu. Acum și tu ai trucuri. Deja toate, toate televiziunile arată trucurile că... Mai puțin pe Trinitas la exorcizări. Așa. Așa. Și o aici să faci un... Un șoricel. Șoricel. Exact. Eu cred că o să-ți iasă, mai ales că tot șoareceți galben. Asta e șoarece cu hepatită. Exact. Să mai vedem. Nu vorbi, taci. Mă rog. Nu. Deja sunt la T. Deja este la T de la Timu. Timu Show. Foarte bine arată. Foarte... Sper să fie și vizibil. Da, o să fie vizibil. Cam câte fructe ai folosit până acum la sculpturi? Păi undeva la o nuntă de 200 de persoane, undeva la 250 de kilograme, 300 de kilograme de fructe. De care? Lebeniță? Păi în primul rând undeva la 3 lebenițe de nuntă. Așa. Sculptate. Da. Trandafir sau depinde de tema nunții, fiecare poți să-și facă o tema anume. Ar fi mișto să ai tema nunții de cesu, bun? Exact, și facem cap de... Da, cu... Cap de... 220. Exact. De mort, da. De... Da. Și aici alte fructe folosite în... Cam multă mizerie faci, nu? Da, el e cel mai mizerabil. De-aia mi-am și... De-aia și îi dau lui să facă. Da, treburile. Ce să-ți dau? De mustardă. Bobe de piper, dacă... Bobe de piper. Avem. Bobe de piper. Aici! Așa. Acum! Ia-i, mă, mai faceți curat. Ăsta-i piperul? Zbune și roșii. Bun, ușoare ce de s-o uita la filme pe Hustler. Îl fac turbat. Turba. Ce-ți mai trebuie până sus? Dacă găsești deci acolo vreo 2000 de euro, dacă găsești... Am găsit ceva de la nunta trecută. Este vreun fruct pe care să nu-l poți clupta? În general, nu, dar... Cu ce n-ai încercat până acum? Cu mărul lui Adam ai încercat? Uite, cu ăla nu. Chiar nici nu m-am gândit. Soțiile... Bagă șurubelnița. Avem pinguinul vorbăreț, urmează un șoarece. Aici avem ferma veselă, sloganul Tonic Show, cu băiatul ăsta așa vișiniu că se poartă. Ți-ai rejucat tricou? Bun, da. Bun. Da, Tonic Show la final și punem niște LED-uri. Bun. Să vedem. Brighi, te rog frumos să mă ierți. Brighi, brighituța mea, ce te-a făcut, mămicuța? Iartă-mă că sunt bătrân și uit mereu ce să spun. Pentru tipele din platou, care încă nu s-au lipit, avem niște picături. A! Șoarecele în ce stadiu e? În stadiu de urechiat. Uite că merge foarte tare. Noi facem un click dreapta.